Avocata familiei Butmalayan, Ursache, susține că toate probele necesare pentru expertizare au fost preluate chiar în ziua morții lui Ion Butmalay și sugerează că urmărirea penală este tărăgănată intenționat. Poliția susține însă că expertiza medico-legală, care se efectuează de mai bine de 2 luni, nu este gata. Până ce nu vor fi petrecute toate expertizele, n-aș dori să fac concluzii. Că a fi o expertiză una calitativă, nu putem noi influența pe expert nici într-un caz, și nu suntem în drept să punem anumite termene. Și aici chiar nu e vorbă ca să fie intenționat tergiversat. De asemenea, chiar dacă a trecut jumătate de an, poliția nu are niciun suspect în dosarul casieriței omorâte și jefuite pe strada Negruței din capitală. Continui la momentul de față grupul specializat care este creat în cadrul cauzei penale măsurile necesare. Sperăm că în timpul cel mai apropiat această crimă va fi descoperită. În 2014 am avut mai multe provocări. Au fost comise crime cu rezonanță socială sporită. Cu regret, nu s-a reușit să fie toate descoperite în 2014. Totuși, au fost și crime răsunătoare care au fost descoperite, spun oamenii legii, cum ar fi atacul de la metro sau dublul omor de la Hagimus. Astăzi, la prezentarea totalurilor pentru anul 2014, șeful Inspectoratului General de Poliție a declarat că numărul crimelor înregistrate a crescut față de anul 2013 cu mai bine de 10%. Potrivit lui Ion Bodrug, asta nu înseamnă că au fost comise mai multe crime, ci că polițiștii au documentat un număr mai mare de infracțiuni, deoarece au devenit mai eficienți, dar și deoarece oamenii au mai mare încredere în oamenii legii și denunță mai des. Creșterea numărului de infracțiuni înregistrate se datorează și creșterii eficienței activităților poliției prin sporirea încrederii cetățenilor în capacitatea poliției de a gestiona aceste situații cu impact major în evoluția instituției. În anul 2014, în țară au fost înregistrate aproape 39.000 de infracțiuni, cu 3.500 mai multe decât în 2013. Potrivit poliției, crimele grave, deosebit de grave și excepțional de grave, constituie 17,38% din numărul total.